Sunt 5 zile de sărbătoare la Orșova, iar atmosfera este foarte frumoasă în orașul de la Dunăre, unde turiștii petrec alături de localnici cu muzică bună și preparate tradiționale. Primarul Marius Stoica este întotdeauna atent la doleanțele cetățenilor, iar anul acesta a fost un mare eveniment, orșovenii meritând un moment de distracție. În perioada 11-15 august, în centrul civic al Orșovei, muzica pe toate gusturile a răsunat, ca în marile metropole, iar în ultima zi de spectacole, artificiile vor pune în valoare orașul supranumit Perla Dunării. Bună seara, Orșova! Bună seara, orșoveni! N-am venit pregătit în fața dumneavoastră cu un discurs, dar vreau să vă spun așa din tot sufletul că tot ceea ce am făcut pentru această localitate am avut un sprijin din partea conducerii de la județ, din partea domnului președinte Aladin Georgescu, care nu putea să lipsească de la acest eveniment și este invitatul meu special, împreună cu prefectul județului Mehedinț, împreună cu senatori, deputați ai României, consilieri județeni și consilieri locali. În a doua seară a evenimentelor organizate în Parcul Dragalina, unde Dunărea verghează și scaldă privirile celor care o privesc, au fost alături de oameni și primarul Marius Stoica. Împreună cu prefectul Alin Isuf, senatorul Liviu Mazilu, deputatul Cornel Folescu, colegii consilierii județeni și consilierii municipali din Orșova. Alături de cetățeni a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinț, Aladin Georgescu, care a susținut mereu primarii și localitățile acestora în drumul lor spre dezvoltare și modernizare. Bună seara, orșoveni! Bună seara, dragi musafiri ai județului Mehedinț și în special ai clisurii Dunării. Din orice județ al țării sunteți pe aici, să știți că sunteți bineveniți în Orșova, în Eșelnița, Dubova și Jvinița. Mulțumesc, domnule primar, pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră și de consilierii locale ai municipiului Orșova și de această dată, așa cum o fac în fiecare an. Vin cu drag de fiecare dată, pentru că este un moment al bucuriei, nu numai pentru orșoveni, dar pentru toți locuitorii din zonă și pentru cei care ne vizitează. Consiliul Județean Mehedinț a fost, este și va fi în continuare alături de municipiul Orșova, de oamenii minunați de aici. Sprijinim dezvoltarea turismului în județul nostru, probabil că mulți dintre dumneavoastră observă că de la an la an lucrurile evoluează într-o direcție foarte bună. Evident că sunt multe lucruri de făcut în continuare. Avem toată disponibilitatea, avem energia, avem puterea să susținem dezvoltarea turismului în clisura Dunării. Felicitări, domnule primar, pentru modul în care ai organizat zilele Orșovei. La mulți ani, orșoveni! De asemenea, a fost prezent la acest eveniment și prefectul județului Mehedinț, Alin Isuf, care este bucuros de faptul că municipiul Orșova a evoluat atât de mult în ultimii ani, datorită unui primar implicat și devotat nevoilor cetățenilor. Se observă de la an la an, sunt schimbări și sunt schimbări în bine. Aceasta și pentru faptul că există un tandem foarte bun între primarul municipiului, domnul Marius Stoica, și această majoritate a Consiliului Local aici de față. Dumnealor au o bună colaborare cu autoritățile județene, în general pe probleme de dezvoltare și nu numai, o relație bună cu prefectura județului, cu parlamentarii, dar și cu celelalte autorități județene. Și negreșit, rezultatele acestor colaborări se vor vedea în perioada următoare. Doresc să vă felicit cu ocazia sărbătorii localității dumneavoastră, să vă spun la mulți ani, să vă urez distracție plăcută pe parcursul acestor zile. Ca în fiecare an devenit deja o tradiție, evenimentul ce marchează zilele municipiului Orșova ne aduce pe scenă mai mulți artiști de top, cu repertoriu din muzică populară de petrecere, dar și muzică ușoară. Pe parcursul celor 5 zile este asigurată pentru orșoveni, dar și pentru turiști, distracția și voia bună. Pe scenă amplasată în fața primăriei au urcat artiști de renume, printre care amintim pe Vlăduța Lupău, Georgiana Lobonț, Irimica Petică Miulescu, Carmen Popovici Dumbrava, Miruna Lazea, Ghița Calțun Brancu,
Lucian Bologa, Liviu Puștiu, Nicu Paleru, DJ Project cu Ioana Ignat, Antonio Pican și alții. Nelipsit va fi și locul unde grătarele vor sfârâi, iar produsele tradiționale gătite de profesioniști îți vor lăsa gura apă. De asemenea, organizatorii nu au uitat nici de cei mai mici locuitori ai municipiului, care au avut un loc special amenajat pentru copii. Toți mehedințenii sunt invitați și așteptați la un eveniment de zile mari în municipiul Orșova, unde vă puteți bucura nu doar de spectacole pe cinste, ci și de peisaje de invidiat.